Reverii artistice se numește expoziția pe care pictorul oltean Mihai Marin Cârstea a vernisat-o joi 31 iulie la Slatina. Artistul a venit cu lucrări realizate în taberele de creație de la Corabia și Sighișoara, acestea fiind apreciate de publicul prezent la evenimentul cultural oferit de Muzeul Județean Olt. În ultimii 20 de ani el a expus în cadrul Galeriei Artis și s-a bucurat de un succes de public, spun eu, foarte important. Când spui Mihai Marin Cârstea, te gândești automat la ceea ce înseamnă peisaj românesc în manieră clasică, fie că este peisaj citadin, fie că este peisaj rural sau peisaj marin. De această dată, Mihai Marin Cârstea nu a venit numai cu ceea ce înseamnă sau ceea ce îl definește, cu peisajul. Să vedeți aici naturi statice cu superbe flori, să vedeți de asemenea câteva portretre de țărani și, nu în ultimul rând, o să vedeți și câteva nuduri. Răspund cu plăcere la galeria asta, pentru că e și frumoasă și e aici un nucleu artistic foarte dezvoltat și mă simt foarte bine. Mihai Marin Cârstea este unul dintre cei mai importanți pictori români contemporani. Născut în localitatea Vlaici, din județul Olt, artistul a donat secției de artă a muzeului numeroase lucrări. Picturile în ulei aflate în expoziția de la Slatina pot fi achiziționate de iubitorii de artă.